UPL vă recomandă Signal și Rancona. Bun găsit, doamnelor și domnilor! Emisiunea Agricultura, o șansă pentru România vă ține ocupați, sper, de acum timp de 48 de minute. E o perioadă de mari schimbări în agricultura românească, chiar dacă la ora actuală ne gândim doar la schimbarea vremii și la schimbările care au loc în piața cerealelor, a cărnii de vită, a cărnii de porc, dar sunt schimbări care vin peste noi. De ceva vreme, Uniunea Europeană a început să-și dea seama că, din punct de vedere al cercetării, a rămas puțin în urma unor state care au investit masiv în acest lucru. Și au dat seama, liderii europeni, că fără mulți bani în acest domeniu, nu avem foarte mari șanse în a deveni exportatori de tehnologie și material genetic de calitate, așa cum își doresc mulți. De aceea, vor fi sume generoase de care am vrea să credem că va beneficia și România. Deocamdată, cercetarea românească se descurcă cu banii care îi primește de la buget, cu contractele pe care reușește să le obțină și reușește să meargă înainte. Toate acestea sunt într-o coordonare extrem de prestigioasă. Vorbim de Academia de Științe Agricole și Silvice, iar președintele acestei, cum spuneam, prestigioase instituții este doctor inginer Valeriu Tabără, pe care am onoarea să-l salut și să-i mulțumesc pentru prezență. Bună seara, domnule Tabără! Bună seara și eu vă salut și să vă salutăm pe toți cei care ne ascultă la această oră. Domnule Valeriu Tabără, ați umblat în ultima vreme destul de mult prin țară. Știu că nu puteți sta locului pentru că agricultura se face peste tot în România. Știu că vă e drag acasă, în Banat, dar ați fost și la Iași. Din ce ați văzut în ultima vreme, din ce ați discutat cu oamenii, pentru că tocmai veniți de la Iași, e un an bun, fermierii au motive să fie mulțumiți? Da, la prima vedere este un an bun, însă cu diferențe foarte mari pe care și dumneavoastră le-ați menționat la intrarea în emisiune. Diferențe foarte mari în funcție de regiune. De pildă, ceea ce am văzut acum mergând spre Iași și în primăvară și numai în primăvară, am făcut mai multe drumuri spre nordul Moldovei. Eu am fost impresionat încă din primăvară de modul cum se lucrează în această prestigioasă provincie a României. În primul rând se lucrează excepțional din punct de vedere tehnic, apoi s-au abordat suprafețe care ani de zile n-au mai fost cultivate și ceea ce am văzut și acum ca și cantitate și se pare că și calitate sunt la nivelul de cerință. Sigur că nu la atingerea parametrilor nivelului și potențialul pe care îl avem, dar sunt elemente de performanță. Singura mare problemă care rămâne pentru agricultura României în general și, de fapt, ăsta a fost unul dintre elementele care l-au scos în evidență conducerea Asociației Fermierilor din Moldova, este problema prețurilor și a pieții și a costurilor. Ei puneau problema și a costurilor care sunt specifice pentru zona Moldovei atunci când transportă materia primă spre portul Constanța, care este cu circa 25-30 de euro mai scumpă decât cei care produc în Bărăgan sau în zona Dobrogea portului. Și aici sunt probleme legate de sistemele noastre de organizare a agriculturii, dar și de faptul că noi exportăm în continuare cantități mari de materie primă, nu avem un sistem integrat, nu avem sistemul de transformare, o disproporție foarte mare între ce înseamnă sectoarele care transformă ușor sau fac valoare adăugată prin simpla funcționalitatea lor, cum este zootehnia, cu toate domeniile lor, dar în același timp ne lipsește aproape în totalitate un element de valoare adăugată care este prelucrarea producției agricole primare. Și în acest punct de vedere, în România există rezerve extraordinar de mari. Dincolo a spus un lucru excepțional și efectiv mie îmi face mare plăcere pentru că de peste 20 de ani eu m-am găsit totdeauna într-o luptă și totdeauna pus la zid cu problema de astăzi. Dar am avut totdeauna speranța că dreptatea este de partea noastră, a celor care am stat cu cărțile deschise, dar am văzut și lumea mare, o lume care n-a stat pe loc, cea a cercetării științifice. Și am spus mai demult ceea ce dumneavoastră a spus acum. Cercetarea științifică, mai ales pe agricultură, și care nu este o cercetare a plugului în brazdă sau știu a pământului numai, este o cercetare de biologie aplicată pentru a putea să rezolv problemele acestea cu care ne confruntăm, schimbările climatice,
problema de mediu și reducerea pesticidelor, probleme legate de anumiți factori climatici, pentru că noi vorbim foarte mult de irigații, dar nu vorbim de condițiile atmosferice, nu se pot rezolva prin niște măsuri administrative. Ele trebuie să aibă la bază soluții solide, științifice, verificate, certificate de cei care le fac cu responsabilitate deosebită maximă. O cercetare la nivelul Uniunii Europene, îndrăznesc să o spun și mi-asum răspunderea ca unul care a lucrat aproape 50 de ani în cercetare și sunt și rezultate semnificative. Că cercetarea la nivelul european nu s-a dus spre sistemul în care să putem dezvolta competitivitatea Europei cu ceea ce se întâmplă în lume. Și ieri la iar le spuneam că în lume există două tipuri de agriculturi care sunt reale. Una bazată pe cercetări de mare, de mare, mare nivel și de mare profunzime, care s-au transformat în zisa revoluție verde genomică, spre deosebire de revoluția verde a lui Norman Borlaug, care dă rezultate excepționale din aproape toate punctele de vedere, inclusiv reducerea consumului, reducerea gazelor de seră, reducerea tețiului, economie, producția este cu 30-40% mai ieftin, sigur, crește competitivitatea, dar în același timp s-a lucrat foarte mult pe calitate. Și aici este un foarte mare câștig și care revine, este tot din aceste cercetări, care din păcate Uniunea Europeană le-a blocat de foarte mulți ani, așa zisele biotehnologii sau uneori recunoscute numai sub forma OMG-urilor sau PMG-urilor. Nu acesta este numai domeniul. Este problema unor cercetări de mare profunzime și eu mă bucur că problema a fost preluată. Este în discuție, pentru că altfel, uitați-vă, spun public și cu dumneavoastră fiind un foarte fin și bun cunoscător a problemelor, nu se vor putea atinge sub nicio formă parametrii fixați prin Green Deal și plan de proiecte și programe europene, mai ales chiar dacă sunt pe termen lung. Noi trebuie să reabilităm cercetarea agricolă, cercetarea biologică, mergând pe ceea ce este mai nou. Nu se poate să existe o sentință judecătorească dată de o curte europeană că n-ai voie să gândești, n-ai voie să aplici metode de cercetare, asta n-a mai fost de pe la anii 1500, 1600, 1400. Aveți dreptate, domnule Valeriu Tabără. Acum, cum să spun, aș vrea să vă întorc într-un fel bunele cuvinte care mi le-ați adresat. Păcat că liderii europeni care pot lua deciziile importante în momentul potrivit nu ascultă întotdeauna de oameni care, așa cum spuneți dumneavoastră, au o viață de cercetare în spate. Dar să sperăm că mintea cea de pe urmă, cum e în România, se aplică și la Bruxelles și atunci vom reuși să recuperăm ceva din acest decalaj care ne separă. Domnule Valeriu Tabără, cu voia, fac o scurtă divagație, cu voia colegilor, că tot vorbim de interdicții, din regia de emisie, o să vreau să arăt telespectatorilor noștri o poză, dumneavoastră vă spun despre ce este vorba. E o prea frumoasă plantă de cânepă care mi-a crescut în marginea unui ogor. N-am plantat-o, dar e atât de sănătoasă și de frumoasă încât am ținut să o arăt. În același timp mă uit, domnule Valeriu Tabără, la o știre venită din Statele Unite care spune așa, foarte mulți fermieri autorizați din Florida văd în plantarea cânepei, în cultura cânepei, un viitor pentru revigorarea agriculturii americane. La scara lor, evident, dincolo de păstrează porumbul și tot ce mai au ei, da? În România știm că această plantă, atât de versatilă și atât de utilă, de fapt, a fost trecută nemeritat într-un cont de umbră după, mă rog, în ultimii ani. Dumneavoastră sunteți, am să pun ghilimele de rigoare, părintele cânepei în România. Ați avea un sfat pentru autorități în acest sens, pentru că, văd, există dintr-o familie înrudită, se vorbește tot mai mult de acceptul culturii, de exemplu, marihuanei în scopuri medicale sau recreaționale. Nu mă gândesc la același lucru la cânepă, dar nu cumva am pierdut un bun important din cultura noastră agricolă când am neglijat acest domeniu? Ați abordat o problemă nouă care, alături de biotehnologii, și nu cred că este un secret să știe foarte multă lume și nu numai cei avizați, că am fost unul dintre cei care am susținut și biotehnologiilor, chiar dacă erau împotriva persoanei mele și n-am avut decât de cules multe, multe elemente de a fi pus la zid. Cu cânepa am pățit același lucru. Toată lumea a uitat că pe teritoriul României, și eu nu ascund, niciodată n-am ascuns și mi-a făcut o mare onoare să-mi fac teza de doctorat în domeniul acestei plante, tehnice de o valoare excepțională, și am să spun de ce.
În primul rând vreau să fac o precizare. Pe tot teritoriul acesta al României și al românilor de astăzi, vechea Dacie și Tracii și toți cei care au locuit aici, nu există niciun document că această plantă ar fi fost utilizată de strămoșii noștri sau de-a lungul anilor ca drog sau pentru alte scopuri decât cele legate de necesitățile casnice și ale vieții de zi cu zi. Pe de altă parte, această cultură este păuritoare de cultură, de cultura tehnică, nu? De cultivarea cânepei. Este efectiv în zona Ardealului, a Moldovei, Bihorului, unde au rămas inclusiv toponime care sunt și pe hărțile militare, cei care se uită pe ele, cânepiștile. Dar problema cânepei astăzi și mai ales ceea ce spuneați în Statele Unite, nu se pune problema să ia locul porumbului a trestie de zahăr, a bumbacului, a marilor culturi din agricultura americană. Dar ea începe să-și regăsească un loc excepțional printre plantele tehnice și nu numai. Pentru că dincolo de studiul acesta ar utilizării scopuri medicinale, și aici nu vreau să vorbesc de marihuană și de scopul acela al celor care vor să-l folosească pentru altceva, de a se simți mai bine. Dar pentru ceea ce înseamnă la această dată utilizarea în scopuri medicinale, cânepa se pare că este o sursă de remedii de excepție. Așa. Adică bolile și marile afecțiuni psihice, epilepsia, Parkinsonul și altele, inclusiv probleme sau anumite tipuri de cancere, de celule canceroase, dau înapoi în fața cannabinoidelor, care sunt substanțe conținute de cânepă diferite de cele alucinogene, de THC, tetrahidrocannabinol, de care s-a dus o concentrație mai mare în așa zisa marihuană, că tot o cânepă este și acolo, numai că îi spune altfel. Pe de altă parte, și ceea ce am obținut la Lovni, pentru că suntem titularii unei astfel de plante descoperite cu ani în urmă, pe teritoriul Statelor Unite se ia producția de fibre naturale. Asta-i, cânepa și mai ales soiurile care le avem create și la Lovni și la colegii la Secuieni, unde se ocupă de cânepa monoică, au ajuns la producții de fibre naturale incredibile, între 5 și 6 tone la hectar. Dar cânepa este o plantă de o importanță colosală între plantele energetice, pentru că împreună cu fibra de pe tulpină, un kilogram de tulpini de cânepă brute sunt echivalente ca și putere energetică cu un litru de motorină. Și aș vrea să vă fac o corecție la ce spuneați dumneavoastră. Eu n-am făcut altceva în toată perioada aceasta de aproape 50 de ani decât să fiu continuatorul unor mari cercetători din domeniul acestei plante. Cel mai mare și pe care l-am avut și șef și îndrumător a fost academicianul Nichipor Ceapoi, care a elaborat o monografie care cred că și la această dată este unică în lume. Dar pe de altă parte, și cu asta vreau să nu mă duc mai departe, produsele din cânepă, și aici inițiativa legislativă a unor parlamentari, circa 120 care au semnat-o, este absolut necesară să fie lăsată să treacă pentru a reglementa un domeniu de mare perspectivă, cel al producerii, al realizării de produse medicamentoase cu utilizări speciale în anumite afecțiuni în care nicio altă substanță nu face față și care se poate obține foarte ușor din cânepă. Nu este problema de substanțe toxice. Văd foarte multe chestiuni care nu sunt la locul lor. Și vă mai spun o noutate, de ultimul moment. La această dată, având în vedere schimbările climatice majore, se caută genele de la plante care au toleranță și rezistă la secetă. Să știți că în Dobrogea, la noi, sunt trei plante pe care le vezi verzi și la ora actuală. Una este iarba grasă, foarte mulți o cunoaștem așa, portulaca oleracea în lumea științifică, denumirea latinească, cânepa sălbatică, dacă vă duceți acum în lanurile de porumb uscat, ea este verde, și sigur, vița de vie. Ori, la această dată, la nivel mondial, se pune problema colectării unor gene de la astfel de plante, chiar dacă sunt sălbatice, de un anumit tip, în așa fel încât cercetătorii să le aibă la dispoziție pentru a le imprima plantelor acestea, pe cum este porumbul, cum sunt alte plante de mare și care sunt extrem de sensibile la factorii climatici și care pot pune în pericol nu numai în securitatea alimentară, dar însuși viața pe pământ, pe continuitatea la un nivel de populare a pământului. Aici este marea problemă și eu mă bucur sincer. Mi-e pare rău că noi nu luăm exemplu acestor țări și acestor
e vorba de universități publice, nu este vorba de cercetare privată în domeniu. La Lovin avem, de pildă, un protocol și o legătură excepțională cu una dintre universitățile americane. Aștept, de asemenea, o delegație de oameni de știință și de lucrători din Israel pe domeniul respectiv medicinal să putem deschide perspectivele pentru realizarea și obținerea unor astfel de substanțe. Nu este cânepa singura. Din fericire, ne avem extrem de multe surse pe care le neglijăm și din care România ar putea obține beneficii excepționale. Domnule Valeriu Tabără, apreciem această informație, ne bucură să o ducem mai departe, să sperăm că vor veni mai repede acele delegații pe care le așteptați, că legea respectivă va fi lăsată să treacă așa cum spuneți dumneavoastră, pentru că beneficiile pentru sănătate sunt dovedite de foarte multă vreme și România va putea în acest fel să mai aline o parte din durerile celor care suferă. Dacă permiteți, dar vă rog. Să fac o completare. Vă rog. Este tot de speculație. Noi discutăm despre alimentația sănătoasă. Dar alimentația sănătoasă este dată de organismul în fața căruia pui farfuria. Cea mai importantă problemă și care este la această dată obiect de discuție în cercurile înalt științifice și chiar congrese internaționale este sănătatea alimentului, al produsului pe care îl realizez. Și chiar în conferința de la Constanța de acum 3 săptămâni pe probleme de floarea soarelui, la Lovrin, într-o discuție cu Cânepa, eu am abordat problema aceasta a produsului din agricultură care se poate constitui ca materie primă pentru substanțe de importanță capitală pentru sănătate, inclusiv pentru producerea unor medicamente. Și să nu uităm aici bogăția în aminoacizi esențiali, bogăția în vitamine, bogăția în anumite substanțe care pot înlocui substanțele sintetice care dau un anumit gen de imunitate organismului. Sursele acestea de plante sunt cele care vor înlocui, dacă avem răbdare și putem aplica aceste metode, marile cuceriri și marile cunoștințe în domeniul metodologiei, mai ales că beneficiem de aparatură excepțională, în care, într-adevăr, natura să fie folosită, așa cum spunea Hipocrate în urmă cu aproape 3.000 de ani, că sănătatea o găsești în farfurie și o găsești prin ceea ce înseamnă produsul natural pe care îl ai. Altfel sunt probleme de interpretare, de speculație care nu fac bine. Aveți perfectă dreptate, mai ales îmi permit eu o scurtă divagație, dar e o comparație potrivită. Când vorbim de ceea ce mâncăm, se spune că ești ceea ce mănânci și avem tendința, sigur, dorim să fim cât mai sănătoși, să mâncăm cât mai bine și bogat în aminoacizi. Mă gândesc la industria cosmetică care încet, încet, după o perioadă de înflorire a chimizării acestei industrii, s-a întors către materiile organice, de aceea vedem peste tot șampoane, creme, balsamuri, loțiuni pe bază de ulei de argan, de aloe vera, de nu știu ce, fără tot alte substanțe chimice, scrie fără paraben, de exemplu, sau altele. Deci e normal să ne întoarcem, iar cercetarea românească ar putea avea un rol important, domnule Valeriu Tabără, în acest, hai să o numim, revoluție alimentară, poate într-un fel. De fapt, e o reîntoarcere la ce știam. Suntem noi ca popor acum în pericol, cu ghilimele de rigoare, de a ne îmbolnăvi consumând alimente în cantități, să spunem, mari, dar nu întotdeauna de cea mai bună calitate? Acest curent eco, bio, natural, care s-a încetățenit și la noi în țară, e o revenire la ce e bun, ne va face poate cândva mai sănătoși? Ce cale să alegem? Pentru că și banii sunt puțini la unii și au motive să cârtească, domnule Tabără. Da, dezbaterea este una binevenită, însă Uniunea Europeană, cum și România de altfel, rămâne tributară unui lucru care nu aș avea loc atunci când este vorba de realism. Nu politicul trebuie să decidă, mai ales în problemele acestea legate de alimentație și de tot, nu poate decide decât știința reală. Și am întâlnit și aici, nu vreau să dau numele care a unui demnitar actual, în care unul dintre colegii mei președinte de secție la o secție a Academiei de Științe Agricole și Silvice, adresându-se pe niște probleme reale, extraordinar de importante pe un anumit domeniu, răspunsul a fost următorul. Zice, știu, domnule președinte, fiind respectivul președinte de secție, dar dacă l-aș aplica, și știu că este excepțional, dar dacă aș aplica așa, m-aș sinucide politic. N-am înțeles niciodată ce are una cu alta. Ce are o alianță a verzilor europeni cu partide politice sau grupări politice
de o anumită orientare, încât măsuri din acestea de artificializare, tocmai ceea ce înseamnă progresul natural și reîntoarcerea în sistemul de multiplu de ofertante naturale, să pună problema că ea trebuie să fie politică, că așa vrea cineva să artificializăm de fapt jocul cu natura. Așa cum se pune problema de foarte multe ori a ziselor naturalizări, de fapt acolo apar probleme și riscuri majore, cum s-a întâmplat în Australia cu acele incendii care, repet, eu am fost acolo, sunt niște probleme legate de artificializarea modului cum îl gestionezi anumite resurse. Cine poate să-mi garanteze mie în perioada următoare că nu o să avem și noi incendii de tip Grecia dacă bărăganul este uscat din luna iulie? Și mai ales cu ce urmează uscăturile de toamnă, întotdeauna există un pericol care este dat de faptul că metode importante noi nu le aplicăm tocmai pentru a putea să participăm la ceea ce astăzi se discută în lume, dincolo de ecologist, se discută despre verde. Verdele înseamnă un simbol al echilibrelor. Echilibru natural cu echilibru a ceea ce iau din natură, echilibru cu ce întorc în natură. Și eu cred că aici, inclusiv Green Deal-ul, Pactul Verde European, trebuie să pornească de aceste premize și nu de la niște restricții artificializat impuse și care n-au decât suportul politic, așa vrea cineva. Aveți dreptate, domnule Valeriu Tabără, ați spus de verde că e un echilibru, stau acum și mă gândesc, nu vreau să par poetic, dar culoarea verde e o combinație foarte clară și verdele e o culoare predominantă a vieții, între albastru și galben. Albastru e apa, galbenul e solarul, evident, și iată, avem aceste verde. Mai avem cam 2 minute și jumătate până la pauză, domnule Valeriu Tabără. Vreau să vă lansez acum o întrebare, o să ne gândim amândoi la ea, dar mai mult dumneavoastră pe perioada pauzei. Știm ce înseamnă agricultura românească, nu în cifre, nu la asta mă refer. Știm exact, domnule Tabără, care sunt nevoile, care sunt posibilitățile, care e structura de sol exactă, pentru că toate aceste date, eu știu, ele există undeva, dar nu le văd prinse la nivel oficial, și nu mă refer la Academie, să știți, niciun caz la Academie, în tocmirea, de exemplu, a PNS-ului. Dacă ne străduim de foarte mult timp să facem acest plan național strategic pe unde suntem și unde vrem să ajungem și timpul trece. Haideți până la pauză să vă întreb așa, până ne gândim, dumneavoastră sunteți mulțumit de agricultura românească la ora actuală în context european, regional, mondial, cum vreți dumneavoastră? Eu sunt mulțumit și nu spun asta pentru a mă pune bine cu cei care lucrează și produc bunurile în agricultură. Eu sunt mulțumit de eforturile extraordinare făcute de o mare parte a fermierilor din România. Și noi nu putem nega că integrarea Uniunii Europeană și anumite programe nu ne-au ajutat foarte mult în evoluția agriculturii. Dar de aici până la o performanță globală a sistemului de agricultură din România și a componentelor lor mai este cale lungă de făcut. Și v-am spus care e diferența între noi și performanță. De la 15 miliarde la 40 de miliarde. Acesta este un interval care exprimă neperformanța sistemului nostru. Pentru că eu trebuie să fiu cel puțin egal cu valoarea producției agroalimentare a Italiei. Dacă nu m-aș putea apropia de a Franței și de Germania. Dar Italia depășește ca valoare Germania, cel puțin la nivelul anului 2016-2017. Și în continuare Italia se situează pe un sistem de producție senzațional de bine gestionat. De la materie primă până la lanțul scurt, până la prelucrare, până la valorificare, o cucerire impecabilă prin calitatea pieselor internaționale și a brandurilor. Mi-a plăcut teribil și îmi place modul de abordare, chiar dacă acolo nu se bazează producția pe suprafețe foarte mari, ci pe sisteme echilibrate, pe relații echilibrate, lucru care la noi lipsește. Acest exemplu, domnule Valeriu Tabără, propun să fie punctul de pornire în a doua jumătate a emisiunii. Dați-mi voie să mă despart de dumneavoastră doar pe perioada pauzei de publicitate. Revenim în câteva minute la Agricultura, o șansă pentru România și ne vom continua discuția cu doctor inginer Valeriu Tabără. Domnia sa este președintele Academiei de Științe Agricole și Silvice. Ne vedem din nou în câteva minute.